Mi-a plăcut foarte mult acest spectacol și am înțeles esența lui și doresc să înțeleagă și mai mulți. Foarte interesant. Вообще язык тела это что-то особенное. Au jucat atât de aproape de realitate, din păcate. Din păcate, zic, prea bine ei au jucat. Prea dur au arătat realitatea care este în Republica Moldova. Mie mi-a plăcut foarte mult spectacolul, o problemă foarte actuală, un mesaj foarte bine pronunțat și o regie pe potrivă, așa că nu-mi rămâne decât să-i felicit pe toți cei care au organizat acest spectacol. Очень сложно подобрать слова, потому что внутри все колышется, очень много воспоминаний. Spectacolul a fost foarte emoționant, pentru că chiar pe locuri și mi-au dat și lacrimile. Pentru că, da, tu știi că asta este realitatea, dar atunci când o vezi de pe scenă și vezi cât de mult sunt femeile astea prinse în cercul ăsta violenței și cât este de greu să iasă și cât de mult, de fapt, ne privește pe fiecare din noi, sigur că atunci realitatea asta te lovește foarte dur și te gândești ce poți face tu. Punct de vedere artistic a fost de asemenea minunat, cu un mesaj puternic care trebuie să-l urmăm și să facem societatea mai bună. Spectacolul a fost foarte emoțional, a produs o mare impresie. Думаю, că problema care trebuie să ne задумаваться все. Спасибо вам. Așa suntem noi învățați, privim violența ca pe o metodă de educație, ca pe o metodă de superioritate, de a ne demonstra puterea în fața cuiva. Am câteva persoane cunoscute care au fost în așa situație și la un moment chiar a fost dureros, dacă cinstit. Foarte interesant, foarte frumos jucat, totul a fost înțeles, adică fără cuvinte. Ну, спасибо ребятам за то, что подняли эту проблему и в такой форме потрясающе просто это воплотили на сцене. Și atunci când violența este normalizată într-o societate, atunci este o societate care nu are niciun viitor și fiecare destin aici contează. Знаете, у меня дочка, и когда это примеряешь к себе, становится очень актуально и очень неравнодушен, да. Și sper că acest spectacol să facă femeile să vorbească, să spună despre problema lor, să se adreseze organelor competente sau, nu știu, centrelor care se ocupă cu violența. Вот таким спектаклем можно достучаться до людей, чтобы они не были равнодушными. Для нас это не просто спектакль. Для нас это не просто работа. Это тем, чем мы дышим. И мы хотим, чтобы как можно больше людей не просто смотрели и знали, но мы хотим, чтобы как можно больше людей начали вместе действовать, чтобы они не молчали, чтобы они не ждали, чтобы они не говорили, что я это просто видела. Терник спектакль, я мужу с лакрим, дим примили перц. Традивар птерник, что традивар актуал, дим кауза, к керш фэра статистича, есть клар, к это черя. Република Молдова, и чего прядия с утилизат, что вам не с тем, с ворбяской, дим спичева, чар птяфи резолват. Violența asta e foarte rău, asta e strașnic și asta e strașnic să te uiți, să vezi, să știi că asta se întâmplă și să ignori asta e încă și mai strașnic.